După ce a promis în timpul campaniei sale că va izola Arabia Saudită din cauza nerespectării drepturilor omului, președintele Statelor Unite Joe Biden se va întâlni cu prințul moștenitor în timpul vizitei sale în regiune. Israelul speră ca vizita lui Biden în regiune, care începe cu o oprire în Ierusalim, va îmbunătăți relațiile dintre Israel și Regatul Saudit. Faptul că președintele va merge de aici direct în Arabia Saudită probabil înseamnă că există o legătură între cele două vizite și există posibilitatea îmbunătățirii relațiilor în regiune. În timp ce Israelul și Arabia Saudită nu au legături oficiale, ele consideră Iranul un dușman comun. În timp ce crește prețul țițeiului și cresc și îngrijorările privind programul nuclear al Iranului, Casa Albă consideră că e timpul să colaboreze cu Arabia Saudită. Alpha.